Născut într-o familie mare, la Reșița, 14 copii, 7 fete, 7 băieți. Am avut o copilărie frumoasă, profitam de naivitate, nu știam că oamenii vor râde într-o zi că eu mai am încă 13 frați acasă, nu știam că oamenii vor râde într-o zi că eu merg la o biserică unde oamenii pun accent pe mișcarea Duhului Sfânt. Nu știam că într-o zi va trebui să mă integrez în societate și cu mentalitatea unui copil care a crescut în biserică îmi va fi foarte greu. Am avut atât de multe momente frumoase în care mama mi-a influențat pozitiv viața. Cele mai multe clipe frumoase de care mi-aduc aminte sunt momentele în care mergeam cu mama la biserică, mă întorceam acasă și luam caietul de cântări și cântam cu ea. Mi-aduc aminte de două cântece, dar unul pe care îl cântam foarte frecvent era acesta: Iisus Hristos e Domnul, aleluia! Și am avut momente frumoase. Ne povestea despre giganții Vechiului Testament, ne spunea despre Domnul Iisus Hristos, ne spunea că vom crește. Și un proverb spune că un copilaș este ca un înger ale cărui aripi cresc pe măsură ce picioarele cresc. Așa am crescut și eu și aripile acestea care mă încurajau să visez că într-o zi voi deveni predicator și cântăreț, mi s-au frânt pentru că la un moment dat tatăl meu, când m-a văzut așa sensibil, așa spiritual, eu consider că atunci când eram mic, eram atras de spiritualitate, eram eu un pic mai filozof, așa că în momentul în care ieșeam afară în fața blocului, toți jucau cu mașinuțe pe acolo, se uitau la filme, erau film curentul acela cu filme, cu bătăi, tot felul de... Aveau copii idoli și oameni după care vreau să-și ghideze viața. Eu nu aveam nimic altceva în cap decât Dumnezeu și Iisus Hristos. Atât aveam. Și ieșeam afară și mă uitam de multe ori la furnică. De ce care o greutate mai mare în spatele ei decât cât este ea? Eram puțin ciudățel așa. Știai că când s-a uitat la mine, a zis: măi, eu trebuie să te duc la sport, să faci sport, că sportul te va dezvolta, te va ajuta să nu mai fii așa sensibil. Păi tu crezi că tu o să reziști în societate să te duci să cânti Iisus Hristos e Domnul cu caietul de cântări al mamă ta, cum zicea el? Crezi că o să reziști în societate? Păi o să vezi că o să dea lumea cu tine de pământ și nu o să-ți mai trebuiască ție. Tatăl meu a fost necredincios până acum câțiva ani. Am trăit în copilăria mea și am experimentat ce înseamnă a fi responsabil în viață, ce înseamnă a fi credincios lui Dumnezeu și ce înseamnă a nu fi credincios lui Dumnezeu. Am învățat foarte repede că în lumea aceasta nu sunt decât doi stăpâni, Dumnezeu și diavolul. Am învățat foarte repede că în momentul în care părăsești autoritatea lui Dumnezeu, părăsești autoritatea unui Dumnezeu care te înalță, care te înnobilează, nu face altceva decât să fii sub autoritatea unui stăpân crud și rău care te bagă în depresii, care îți distruge viața și nu numai pe a ta, ci pe a tuturor celorlalți oameni din jurul tău. Am învățat că păcatul pe care îl fac eu în viață nu îl afectează pe Dumnezeu direct, ci indirect, pentru că eu, în păcatul meu, îi afectez pe toți ceilalți din jurul meu. Și s-ar putea ca la un moment dat ceilalți din jurul meu să strige la Dumnezeu după dreptate. Și Dumnezeu, care este un Dumnezeu drept, la un moment dat va face dreptate. Și eu, care am fost un om nedrept, va trebui să suport consecințele. Am învățat foarte repede că a nu fi supus lui Dumnezeu nu face altceva decât să te duci pe autostrada oamenilor care nu suportă niciun grad de autoritate asupra capului și nu fac altceva decât să se trezească la un moment dat la 60 de ani și să spună, cum a spus tatăl meu, că dacă îi pare rău de ceva, îi pare rău că nu i-a fost credincios lui Dumnezeu. S-a trezit la 60 de ani să spună: Alin, am ajuns la concluzia că am trăit ca un nebun. Dacă eram credincios lui Dumnezeu, eram și tată, și soț, și om în societate. Singurul factor care ne poate ajuta pe noi să fim vertical într-o societate orizontală doborâtă de păcat și de moarte este Hristosul înviat din morți. Dacă vreți să înțelegeți mai profund, educația are un rol extraordinar de important în viața omului. Dar educația fără credința în Hristosul înviat nu face altceva decât să producă războaie mondiale. Singurul factor care ne poate ține vertical în lumea aceasta este credința în Iisus Hristos. Iisus Hristos n-a venit să producă războaie, a venit să se urce din dragoste pentru omenire, pentru că susțin cu tot curajul că nu Ana, nu Caiafa, nu Pilat, nu Irod, nu romanii,
Nu iudeii l-au răstignit pe Iisus Hristos, ci dragostea l-a răstignit. Pentru că El a spus, iată, mânsulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Ei nu aveau nicio putere asupra Fiului lui Dumnezeu. Dar El, din dragoste pentru noi, s-a urcat pe lemnul crucii. Deci cel mai frumos model din istoria omenirii, singurul model, singurul om și Dumnezeu adevărat care merită urmat, este Iisus Hristos. Este omul care a înfrumusețat pământul acesta prin faptul că într-o zi a pășit prin cerul lui Dumnezeu. Am în imaginația mea aceste gânduri frumoase, care nu ies din contextul Scripturii. La un moment dat, după 400 de ani în istorie în care Dumnezeu n-a mai vorbit cu omenirea, în cer se produce un lucru extraordinar. Fiul lui Dumnezeu, Iisus, ca un viteaz, trece printre îngeri, arhanghel, serafim, heruvim și ajunge în prezența Tatălui. Și spune, Tată, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeu. Și mă gândesc eu că Dumnezeu, care este cel mai bun tată, s-ar fi uitat la el și ar fi spus, dar fiule, ești sigur că vrei să faci lucrul acesta? Da, tată. Dar fiule, tu știi cum te vor primi oamenii pe pământ? Da, tată, știu. Într-un grajd. Și te duci? Mă duc. Dar fiule, știi ce au mai pregătit oamenii pentru tine pe pământ? Da, tată, știu. O cruce. Și te duci? Mă duc. Dar fiule, știi ce au mai pregătit oamenii pentru tine pe pământ? Da, tată, știu. Un mormânt. Și te duci? Mă duc, tată. Că se merită să mă duc să stau în fața lui Pilat și să declar că sunt fiul tău. Fiul celui ce a făcut cerurile și pământul. Se merită să-l cunosc pe Petru, se merită să-i cunosc pe apostoli, pe ucenici, se merită să mă cobor în părțile cele mai de jos ale pământului, acolo unde este întuneric, beznă, acolo unde oamenii mor în păcatele lor și să duc lumină tuturor și să duc har și să le spun tuturor că nu sunt destinați morții și eșecului, ci că ei sunt destinați împărăției lui Dumnezeu. Mă duc să le arăt tuturor, Tată, că Tu porți dragoste în pieptul Tău pentru ei. Mă duc să mă cobor în pulberea pământului să-i arăt și lui Alin Jivan că cel mai important lucru nu este să fii campion mondial sau olimpic într-un domeniu al vieții, ci să fii învingător prin Iisus Hristos. Să trezească Dumnezeu conștiința și să înțelegi că trebuie să trăiești cu demnitate pe pământul acesta. Pentru că este un Dumnezeu care și-a trimis Fiul într-o zi și l-a reprezentat cu demnitate. Nu este nimic mai frumos pe pământul acesta decât să conștientizezi și o să plec în Israel. Poate mi se pare o nebunie, o să-mi plec genunchi acolo doar știind că într-o zi Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a pășit pe acolo și întreg universul acesta și-a concentrat atenția la fiecare pas pe care îl făcea Mântuitorul pe pământul acesta. Printre bolnavi, printre oameni cu depresii, printre îndrăciții din Gadara, s-a dus și a dat viață tuturor, binecuvântat să fie numele Lui. Pentru că acolo unde a pășit piciorul Lui, s-a produs o primăvară veșnică. Glorificat să fie numele Lui. M-am dus la gimnastică și am progresat foarte repede. Dar știți de ce? Pentru că am intrat sub un regim de dictatură. L-am urât în 90 pe Ceaușescu, românii, și am strigat că există Dumnezeu. Dar mentalitatea aceasta înfundată, care n-a făcut altceva decât să creeze un sistem închis, represiv, umilitor. Păi eu când am plecat din biserică, acolo unde se vorbea despre dragoste, și am intrat într-o societate unde se făcea dreptate cu pumnul, și am intrat într-un anturaj de prieteni care râdeau de mine că fac parte dintr-o sectă, și am intrat sub autoritatea unor antrenori care nu credeau în Dumnezeu și care batjocoreau faptul că provin dintr-o familie de 14 copii. Unul din ei spunea, eu îl știu pe ăsta. Ăștia au mulți. Mai are mulți frați acasă. Ăștia când iasă din scară nu se mai termină. Abia atunci am început să-mi dau seama că nu prea semăn cu ceilalți oameni. Și a început să-mi fie rușine puțin la început și să-mi fie frică. Mi-aduc aminte că în clasa 4, eu împărțeam Biblia copiilor la colegii mei și la reuniunile de clasă, eu cântam cântări de la biserică. Și mă uitam la părinți și unii părinți se râdeau. Mă, pace-o păreau. Dar nu-mi păsa de lucrul acesta și mergeam înainte. Când am văzut cum gândesc antrenorii mei, și vreau să vă spun cu tot curajul, un om care nu este sub autoritatea lui Dumnezeu are toate șansele să trăiască degeaba pe pământul acesta și nu o spun eu, că spune Domnul Iisus Hristos că poți să câștigi toată lumea asta, poți să fii cel mai intelectual dintre intelectuali. Că la un moment dat în Apocalipsa nu spune că elita intelectualilor
O mulțime din elita intelectualilor a strigat Aleluia. Și spune o gloată, pentru că Dumnezeu s-a coborât în partea de jos a pământului ca să dea speranță celor ce aveau nevoie de speranță. Deci, dacă nu rămâne sub autoritatea lui Dumnezeu, care nu face altceva decât să ne înalțe în fiecare zi, decât să ne învețe să trăim frumos, decât să ne învețe să ne respectăm și să ne iubim unii pe alții, nu facem altceva decât să trăim degeaba. Indiferent de statutul nostru și de poziția noastră socială. Nu poziția socială îți poate oferi adevărata împlinire și fericire, nu banii, nu frumusețea, nu popularitatea. Căutăm fericirea, dar fericirea este în mâna și în inima lui Dumnezeu. Spunea Pavel, a fericitului Dumnezeu. Dacă vreți fericire, alergați la Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Când am văzut cum gândesc antrenorii, m-am dus acasă și am zis, mami, eu vreau să mă las de gimnastică, că nu-mi place. Bătaie în fiecare zi, bătaie serioasă. Luminile așa puțin stinse, când venea vorba de credință, oamenii râdeau, spuneau la un moment dat, eu știu că ăștia merg într-o sectă, un curent religios care vine din America și sting lumile și fac tot felul de prostii. Știți și dumneavoastră că se spuneau tot felul de lucruri ciudate. Dar ei n-au cunoscut nici măcar o dată că în Biserica lui Dumnezeu se aprind lumina. Pentru că în mijlocul nostru se coboară Iisus Hristos. Amin. Lumina lumii. Oamenii se uită la noi și când m-am întors la Dumnezeu, dintr-un lot național, acolo unde mai scriau ziarele de noi și una alta, că nu asta e important. Oamenii s-au uitat la noi și au spus, sunteți dezechilibrați. Voi n-aveți echilibru în viață. Că te duci în bisericile alea unde oamenii n-au echilibru și stau și plâng după speranțe false. Au spus oameni care trăiesc dezastros în lumea asta. Dar vreau să vă spun un singur lucru. Am fost undeva lângă Bistrița și erau vreo 10 surori în vârstă și vreo 15 frați mai în vârstă. Și oamenii m-au judecat că tu te duci să stai cu bătrânii acolo care nu fac altceva decât la final de viață și aplece viața spre credința în Iisus Hristos. Dar ei nu înțeleg un singur lucru. Că acolo unde-s 2 sau 3, fie că au 5 ani, că au 83 de ani, fie că de la țară sau că din Madrid sau de unde sunteți dumneavoastră, ei nu înțeleg că unde sunt 2 sau 3, se coboară Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și se produc cele mai mari bucurii pe care omul le poate experimenta pe pământul acesta. Păi propovăduirea crucii este o nebunie pentru oameni. Când tu le spui că te duci în deal undeva cu niște femei în vârstă și își pleci genunchii și acolo se coboară Dumnezeu care a creat cerurile și pământul. Păi nu e o nebunie. Dar cu toată bucuria le spun, Iisus Hristos este Domnul vieții. Și oriunde oamenii îl cheamă, El se coboară și produce bucurie. O bucurie pe care nu o poți experimenta niciunde în lumea aceasta. Poți să vii pe podiumul de premiere, cum am atât de mulți colegi, se bucurau, aplauze, presă, televiziune și după plecau acasă și vedeau că au familii dezorganizate, în depresii, cei mai mulți vreau să se sinucidă. Am fost foarte mult la evenimente unde mergeau toate vedetele, artiști, cântăreți, tot ce vreți dumneavoastră, actori. Vreau să vă spun că cei mai mulți dintre ei trăiesc o tragedie de nedescris. Degeaba strălucesc ei atât de frumos la televizor. Adevărații oameni care strălucesc sunt aceia care vin cu probleme. Pentru că de multe ori și noi ne confruntăm cu probleme. Și avem frustrări și avem dureri interioare. Dar venim în Biserica lui Dumnezeu să ne facem mai buni. Venim în prezența unui Dumnezeu care și în seara aceasta prin Duhul Sfânt El spune libertate. Amin. Avem un Dumnezeu care în seara aceasta eu cred cu toată tăria că va mântui oameni. Eu cred că va produce o eliberare în dreptul multora. Amin. Va spăla multe conștiințe și ne va învăța să trăim cu demnitate și cu credința într-un Dumnezeu viu. Binecuvântat să fie numele Lui. La 14 ani eram selectat la lotul național de juniori. Și antrenorul nu iubea pocăiți deloc. Avea probleme cu alcoolul. M-a ridicat de la un antrenament, eram pe muntele Semenic și mi-a zis, băiete, tu ieși afară din sală. În momentele acelea vreau să vă spun că eram cel mai fricos om de pe pământ. Acasă bătaie de la tata, tata așa o știut el, nu mai vreau să vorbesc rău de tatăl meu, că îl iubesc din toată inima și azi e cel mai bun om de pe pământul acesta, cel mai bun tată. A făcut el ce a făcut, a făcut foarte multe lucruri, pentru că și din cauza lui am plecat eu din biserică și de acasă. Bătaie acasă, bătaie la sală, am devenit frustrat. Mi-am strâns toate gândurile și durerile în interiorul meu și când am văzut că antrenorul acesta mă ridică la unul dintre antrenamente și îmi zice, băiatule, tu ești afară din sală, fără să fac nimic, păi n-aveam până nu se ridic capul din pământ atunci, de la câtă bătaie am luat. I-am zis, vă rog frumos să-mi iertați.
Dacă am greșit cu ceva, vă rog să mă iertați. Și a spus, ieși afară. Mi-am cerut a doua iertare, vă rog să mă iertați. Și a ieșit afară și m-am prins, cap un câine. Și a zis, eu nu fac antrenamente pentru pocăiți. Atunci mi-am dat eu seama care e problema. M-am dus în cameră de hotelul unde stăteam, m-am pus pe genunchi, așa m-a învățat mama. Tu să te rogi pentru dușmanii tăi. Și m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, schimbă-i minte. Dă-i o inimă mai bună. Dar la un moment dat, parcă mi-a dispărut naivitatea din copilărie și în mine zvâneau primele dorințe de a deveni independent și bărbați, de a-mi face dreptate singur. Mă gândeam pe genunchi acolo, mă, dar nu mă rog eu degeaba pentru om. Eu sunt cel mai bun, cu ceva timp înainte să se întâmple lucrul acesta, am luat 5 medalii de aur, am fost declarat cel mai bun junior din țară. Una de argint și una de bronz. M-am dus acasă, în fața unui tată perfecționist și mi-a zis, de ce ai luat-o pe aia de bronz? Dar am vrut să zic, dar pe aia de aur, nu l-ai văzut. Numai pe aia de bronz ai văzut. Antrenorul m-a lăsat acasă când a trebuit să plecăm în străinătate și mai mult decât atât, m-a dat afară. Colegii râdeau că sectant mă integrează decât în societate. Într-o societate despre care Apostolul Ioan spune că toată lumea zace în cel rău. Dar oamenii au nevoie de Iisus Hristos și poate să-L cunoască prin noi. Am zis, de azi înainte, îl dau afară pe Dumnezeu din conștiința mea și o să-mi ghidez eu viața așa cum știu eu. M-a ridicat de pe genunchi nervos și azi de azi înainte nu mai merg nici la biserică și îmi fac eu dreptate. Mi-am schimbat Dumnezeu. În loc să îl mai am în imagine pe Iisus Hristos, l-am luat pe fratele meu, care e mult mai mare decât mine și mai musculos și era mult mai periculos. Când ieșeai la 7 seara pe stradă, ceilalți intrau în casă. Și am zis, ăsta e mai bun, că ăsta mă apără mai repede decât mă apără Iisus Hristos. Așa gândeam eu în copilărie. Și am făcut cea mai rea alegere a vieții mele, pentru că spune Pavel la starea de păcat a omenirii, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate. În momentul acela n-am făcut altceva decât să ies de sub autoritatea lui Dumnezeu și de sub protecția lui și să mă arunc în brațele diavolului. Care el, diavolul, nu face altceva decât la 17 ani să te trezești că în loc să propovăduiești Evanghelia lui Iisus Hristos, porți cuțite în buzunare, fumezi 2 pachete de țigări pe zi, ești în partea cea mai de jos a societății, dar nu cu scop evanghelistic să-i câștigi pe oameni, ci acolo, în ora lumii surde, trăiești între cei mai periculoși oameni, oameni care aveau probleme cu legea, oameni care, cel mai bun amic al meu, în 2001, a scos cuțitul într-o... Același cuțit l-aveam, că ne-a făcut model la fel. A scos cuțitul și într-o încăierare la discotecă, a băgat cuțitul și a tăiat aorta unui om și în 30 de secunde a murit acolo. Un alt băiat care a plecat din corul bisericii când a dat de bani, a zis, las-mă că mă duc în lume să mă petrec, fiu risipitor. A plecat din biserică, din cor, în loc să-L laude pe Dumnezeu, s-a dus în hora lui surde, după cum am spus mai devreme. Și ăsta l-a lovit pe bodyguardul unei discoteci și l-a băgat în comă. Și uite că copilașul acela care avea vise sfinte să predice Evanghelia lui Iisus Hristos și să cânte, uite unde a ajuns. Pentru că am avut oameni în jurul meu care niciodată nu mi-au spus din tine Dumnezeu poate să facă ceva bun. Taică-mi tot timpul mi-a spus, nimic bun nu o să iasă din tine. Antrenorul a zis, nu ești bun de nimic, chiar dacă eram cel mai bun. Păi n-am mai avut nicio satisfacție în viață. Și la un moment dat și cuvântul lui Dumnezeu spune că oamenii care umblă după lucruri de nimic ajung ei însuși oameni de nimic. Și la 17 ani, că nu poți să spui că tu ești cineva, chiar dacă eram cel mai bun sportiv. Când tu umbli cu cuțit, cu spray paralizant și cu cei mai periculoși oameni din societate. Când tu te duci în discotecă, îți înneci conștiința în alcool și te crești cel mai tare și cel mai mare. Că nu-i loc mai nenorocit pe pământul acesta unde se fac prostii cum e discoteca. Oamenii ne-au judecat pe noi. O doamnă ne-a judecat că a zis, voi mergeți în biserică aia acolo și vă puneți pe genunchi și plângeți. Dar femeia asta la 50 de ani se duce și umblă noaptea. Nu trebuie. M-am întâlnit înainte să mă bucăiesc la o nuntă, îmbrăcată, cum numai eu știu, după ce a consumat foarte mult alcool, dansa cu un minor. Era mai să cadă jos acolo. Și când a venit în biserică și ne-a văzut pe noi, că plângem în prezența unui Dumnezeu Sfânt, pe doi colegi de-a mei i-a dat afară. Sunteți nebuni, sunteți dezechilibrați. Dar spun și eu ce a spus păstorul nostru de la București. Prefer să-mi pierd echilibru emoțional, lăudându-L pe Dumnezeu. Prefer să-mi spună oamenii, cum și îmi spun astăzi, ăla-i nebun, mă. Să-mi spună că-s nebun după Iisus Hristos, decât să fiu nebun cu adevărat. Prefer să-mi pierd echilibru emoțional și să vin aici să vă spun dumneavoastră
că este un Dumnezeu care a revărsat Duh Sfânt peste mine, că este un Dumnezeu care îi umple pe oameni cu Duh Sfânt, că este un Dumnezeu care ridică din blestemul morții, că este un Dumnezeu care te scoate din depresie și îți dă viață. Decât să trăiesc dezorientat și cu adevărat dezechilibrat. În 2001 am fost selectat la Lotul Național de Seniori, în București. Altă lume, altă clasă socială. M-a dus la București, de n-am colindat tot Bucureștiul ăla, în lung și în lat. În 5 nopți pe zi plecam din cantonament cu cei mai buni sportivi pe care i-ați văzut la televizor. Trăiam un dezastru total. Mi-era dor de casă, de multe ori. Vreau să vă spun că m-am dus în București 2 ani, nici măcar un telefon nu i-am dat mamei mele, să văd dacă mai respiră. Înainte să plec de acasă, țin minte că veneam de la discoteci, clătinat de alcool, mirosind tot a tutun. Fiul risipitor, pe unde ajunge? La troaca porcilor. Și mergeam și o găseam pe maică-mea cu care altă dată cântam. La 4 dimineața, în bucătărie pe genunchi, se ruga pentru noi. 14 copii. A fost mereu bolnav, îmi puneam întrebări, unde-i Dumnezeul ei? Într-o dimineață, când a venit de la discotecă, era pe genunchi și se ruga plângând. Știți ce spuneam? Am stat la ușă și am ascultat. Doamne, Tu ai fost singurul meu sprijin în viața asta. Dacă n-ai fi fost Tu cu mine, Doamne, cred că aș fi murit de mult. Păi să vezi că îți pierzi toți copiii în lume, să vezi că ai un soț care nu vrea să se pocăiască cu niciun chip, să vezi cum îi pierzi pe toți, să vezi cum îi pierzi pe aceea cu care altă dată ai cântat cântări frumoase, să vezi cum pleacă toți de acasă și n-au nicio direcție bună în viață, că nu fac nimic bun în viață. Păi nu-i durere mai mare, dar îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că El are ultimul cuvânt de spus. Și a venit o zi când Dumnezeu m-a ridicat pe mine din pulberea pământului și mi-a spus, Aline, ia mai sună tu pe mama ta acasă și spune-i câteva cuvinte frumoase și adu-i aminte că tu ții cont de lucruri, de zilele alea în care tu erai dezechilibrat în lumea aceasta și ea stătea pe genunchi. Că dacă astăzi stau în fața dumneavoastră în picioare, știți de ce stau? În primul rând pentru că Iisus Hristos a stat pe cruce. Pentru că mama mea a stat pe genunchi și a tocit genunchii ca, virgulă, copiii să se întoarcă la Dumnezeu. Și că am o soție și că am o biserică de care mă mândresc. Eu mă mândresc cu voi peste tot unde merg. Pentru că eu în biserica lui Dumnezeu am fost vindecat. În biserica lui Dumnezeu mi-a fost curățită conștiința. În biserica lui Dumnezeu am căpătat cea mai mare bucurie și fericire a vieții mele. Și eu vă laud peste tot unde merg, pe mic și mare, bogat, sărac, indiferent de poziție socială și de statut. Pentru că voi sunteți bucuria mea, că dacă n-aș fi avut biserica lui Dumnezeu, de multe ori mergeam de la antrenamente când oamenii râdeau de noi, au scris în presă și oamenii râdeau în ultimul hal de noi. Mergeam, fugeam de la antrenamente, transpiram, nici duș nu mai făceam, numai să mă duc în biserică. Și când intram în biserică și vedeam pe frații mei, mă cuprindea o stare de bucurie, mă simțeam ca acasă, eram fericit. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Când mergeam la surorile în vârstă, mă prindeau de mână și îmi spuneau să nu uiți că ne rugăm pentru tine în fiecare zi. Plecam de la biserică, alergam pe străzile din București, eram cel mai bun atlet de bucurie. Slăvit să fie Dumnezeu. În 2005 am fost la campionatele mondiale. Și facem puțin o pauză să vedeți și săritura. Sunteți de acord? Hai să vedem și săritura și după aia vă spun mai mult. Asta se întâmpla în 2005. Am luat o medalie la campionatele mondiale, m-am întors acasă. Vreau să vă spun că în momentele acelea luram pe tatăl meu foarte mult. Nici nu vreau să mai merg acasă. M-am dus acasă după acest concurs. Am început să scrie ziarele, Alin Jivan, Speranța, Gimnasticii. Nu știu ce am mai scris ei. Mi-am făcut bagajele, doar i-am salutat pe părinți și am plecat.
să-mi fac sărbătorile de iarnă pe munte. Au venit mulți la mine să vorbească, dar nu despre Iisus Hristos, nu despre jertfa Lui, nu despre frumusețea cerului. Știam că există un iad, eram ferm convins de lucrul acesta și veneau unii și unul dintre ei, într-un mod obsedant, îmi spunea că dacă nu mă pocăiesc, Dumnezeu o să-mi rupă mâinile și picioarele. Deci el atât au descoperit din Dumnezeu, că Dumnezeu rupe mâini și picioare. Eu am descoperit o dragoste pe care n-am întâlnit-o nicăieri. Dumnezeu este suveran. El face ce vrea cu cine vrea când vrea. Este și un foc mistuitor, că n-am venit să vorbesc despre o dragoste ieftină. Pentru că dragostea fără adevăr creează un dezechilibru și adevărul fără dragoste creează un dezechilibru. Iisus Hristos este și adevăr și dragoste, binecuvântat să fie numele Lui. Eram într-un moment al vieții în care aveam nevoie de încurajare și nu erau oameni care să mă încurajeze. Majoritatea mea, mai ales când m-au văzut unde am ajuns, clar că nu-i mai dai nicio șansă. Și m-am dus, am plecat de acasă, m-am urcat într-un compartiment de tren, mi-am luat niște reviste să le citesc, m-am pus pe banchet acolo și mă uit să le citesc, să mă uit la poze. Și a plecat trenul, eram singur în compartiment. După ce a plecat trenul, după 5 minute, m-am uitat la uși. La ușă era o bătrânică cu două bagaje în mână. M-am dus, am deschis ușa, i-am luat bagajele, le-am așezat sus. S-a pus pe bancheta din fața mea și a tras răsuflarea și a zis, slăvit să fie Domnul. Eu când am auzit, mi-am adus aminte de copilărie. Și am ascuns revistele. Am început o conversație cu dânsa. M-am uitat la ea, semăna foarte mult cu mama mea. Vreau să vă spun că era o femeie văduvă, 83 de ani. Dar pe fața ei nu se vedea nici că e văduvă, nici că au trecut atâtea primăveri și veri și ieri peste capul ei și peste viața ei. Era o femeie fericită. Și mi-a zis, Alin, eu am un obicei. Eu sunt o femeie credincioasă. Eu știam deja că e credincioasă. Mi-a zis, eu am un obicei de fiecare dată când plec de acasă, îl rog pe Dumnezeu să-mi scoată în cale un suflet căruia să-i vorbesc despre dragostea lui Iisus Hristos. Am vorbit mult cu ea. Ore în șir. La un moment dat mi-a zis, Alin, tu faci multe greșeli în viață, dar eu nu sunt în măsură să te judec. Vreau să spun un singur lucru azi. Iisus Hristos poate să facă din tine un om minunat. Trebuie să fim cât se poate de realiști. Ce impact putea să aibă o femeie în vârstă, văduvă, de 83 de ani, asupra unui tânăr, rebel, ignorant, un om care a colindat și a făcut atâtea nebunii? Am putea spune zero, dar vreau să vă spun un lucru. Orice om care vine din prezența lui Dumnezeu are impact asupra celorlalți oameni. Mie mi-a fost de ajuns, pentru că omul meu lăuntric a început să respire din nou. Am început să mă ridic în capul oaselor și am zis, dacă Dumnezeu poate să facă din mine un om minunat, eu o să lupt pentru lucrul acesta. M-am dus pe munte și n-am mai putut să mă destrăbălesc. Colegii mei, hai să bem! La mulți ani! Am coborât de pe munte, am luat o scriptură și am început să citesc. Am citit mult. Atunci am sunat-o pe mama mea în 2006. Și am zis, mami, te iubesc. Sărut mâna, mama. Că atunci când eu am fost pierdut în lumea asta, tu ai stat pe genunchi, acasă. Să nu crezi că n-am ținut cont de lucrurile astea și că nu m-au durut. De-aia am plecat de acasă, pentru că am avut mustrări de conștiință. Și mă durea să te văd de fiecare dată când vin de la discotecă, tu stai pe genunchi. Și mă durea sufletul să te văd câtă durere ai purtat în pieptul tău. Mami, citesc Scriptura și plâng. A știut că e prezența lui Dumnezeu. Mi-a trimis cărți și am început să citesc. A trecut anul 2006. A venit anul 2007 și trebuia să plec la un campionat mondial. Un coleg care a venit de la junior a zis, Alin, hai mă și noi, suntem înainte de mondial. Și ca fiecare om, înainte de un examen, de un concurs, Doamne ajută, Doamne dă izbândă. O să ai și noi la biserică. Fratele lui era pocăit. Ne-am spus unde să merge, decât la pocăiți în biserică. Ne-am spus, merge. Hai să mergem, să ne rugăm, să ne ajute Dumnezeu. Eram ras în cap, cu papuci în picioare, țigările în buzunar, încă fumam atunci. M-am dus înainte de mondial, în biserică cu încă doi colegi, cu care am fost la mondial. Am intrat în biserică, erau mai mulți oameni decât sunteți dumneavoastră în seara aceasta. A fost o seară de evangelizare. Fratele Sergiu Nichescu își punea mărturia. Și mi-a venit să plâng. Dar am zis, cum să plâng? O să mă vadă colegii mei. Dar numai eu știu de câte ori am stat într-o toaletă a unui hotel și mi-am plâns de milă. Mi-am plâns de milă când am văzut evoluția vieții mele, când am văzut că sunt un faliment total. Când am văzut că toate darurile pe care Dumnezeu le-a pus în mine, le-am înglobat în pământ.
Și când am văzut că am ajuns la troaca porcilor, când am văzut că nu mai prețuiesc pe maică-mea, când am văzut că îl urăsc pe tatăl meu, când am văzut că frații mei sunt și ei pierduți în lume. Mă închideam în toaletă, chiar dacă eram în lotul național. Nu poate lumea aceasta să-ți ofere o satisfacție mai mare și o împlinire decât poate să ne ofere Dumnezeu. Oricât am căutat, golul acela despre care vorbesc tot oameni nu poate fi umplut decât de Duh Sfânt. Și Dumnezeu în seara asta să reverse Duh Sfânt. Amin. Este fiecare ființă care este în locul acesta. Am avut depresii profunde. Am avut nopți în care nu puteam să dorm și îmi doream mai mult să mor decât să mai trăiesc pe pământul acesta. Și nu numai eu, campioni mari, cu un coleg de-al meu care s-a pocăit și astăzi este coleg cu mine la Institutul Teologic Pentecostal. Păi noi avem un Dumnezeu extraordinar de frumos. Că pe omul acesta, știți de unde le-a luat? S-a urcat într-o zi, chiar dacă a fost campion mondial și european, pe acoperișul unui hotel și a vrut să se sinucidă. Că a avut niște probleme extraordinar de grave în viață și nu putea să doarmă. Avea niște atacuri de panică care i-au furat liniștea, era pur și simplu terorizat. Dar s-a întâlnit într-o zi cu Iisus Hristos și l-a făcut bine. Binecuvântat să fie numele Lui. Mulți oameni trăiesc stări emoționale groaznice. Dar ar trebui ca noi, oamenii lui Dumnezeu, să ne ridicăm în picioare, să nu uităm că Iisus Hristos este Domnul. Este Domn peste toate problemele, este Domn peste depresie, este Domn peste moarte. Și dacă Iisus Hristos este Domn, și noi ar trebui să ne comportăm ca Domn și Doamne, și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Și noi să ne ridicăm în picioare și să nu mai cântăm că sunt un pribeac sărman uitat de lume. Ar trebui să mai cântăm și cântări de bucurie că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Și dacă El este Domn, are toată puterea în cer și pe pământ. Amin. Sunt momente când viața ne îngenunchează, dar aceste momente nu fac altceva decât să ne ajute să înțelegem că de acolo de pe genunchi Dumnezeu ne oferă posibilitatea să experimentăm mai bogat harul Lui și să ne ridicăm de acolo mai puternici pentru împărăția Lui. Să ridicăm lumea aceasta doborâtă de păcat și de moarte prin speranța pe care Duhul Sfânt ne-o dă. Binecuvântat să fie Dumnezeu! După mărturia acestui om, mi-am dorit să stau mai mult în prezența lui Dumnezeu și mi-am dorit să plâng. Dar mi-era rușine de colegii mei, că așa suntem noi oameni. Ne este rușine. Când trebuie să facem un lucru bun, ne este rușine. Și am stat acolo și la un moment dat, fratele păstor a zis, a luat microfonul și a zis, vreau să mă rog pentru toți aceia care trăiesc în păcat și departe de Dumnezeu. Și ascultați-mă bine ce vă spun acum. Este o realitate pe care am trăit-o și o să o spun până ajung în cer la Dumnezeu și acolo o să vă spun. Când fratele păstor a întins așa mâna peste adunare și a spus, eu nu pot să vă fac nimic, dar îl rog pe Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt peste voi. Aveam 24 de ani. Eram în lotul național de gimnastică. Angajat militar. În momentele acelea s-a coborât Duhul Sfânt peste mine. Și am început să plâng. Mi-am plecat fața în palme și am dat drumul inimii să plâng. 24 de ani. Atunci m-am uitat în arhiva vieții mele și am văzut că n-am nimic bun să-i dau lui Dumnezeu. Am văzut cât de mizerabil sunt în prezența Lui și am început să-mi cer iertare. M-am simțit groaznic. Dar era în toată această atmosferă frumoasă și dragostea lui Dumnezeu care mi oferea posibilitatea să-mi schimb viața. Fratele păstor la microfonul și-a făcut o chemare. Nici la mondiale, nici la europene n-am văzut ceva mai frumos decât ce am văzut în ziua aceea, când oamenii au ieșit de la balcon de peste tot plângând și s-au coborât și au venit în față și au îngenunchiat să-și predea viața în mâinile lui Iisus Hristos. Pentru mine, cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere nu este la Olimpiadă, ci este Golgota. Pentru că este locul în care îngenunchez. Și de acolo înveți să lupți lupta cea bună a credinței care te duce spre cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Într-o zi, Domnul Iisus Hristos sigur nu va fi un podium de premiere, dar ne va premia pe toți aceia care am alergat pe calea Lui. Și astăzi, oamenii care sunt premiați în lume și care nu vor să audă de Dumnezeu, se vor uita cu jind la noi. Și Dumnezeu să ne ajute să alergăm frumos pe calea credinței. Amin. Am stat pe loc acolo și cercetat de Duhul Sfânt, am zis, nu mă duc în față că o să afle presa, antrenorii, sigur o să râdă de mine. Și nu m-am dus în față. S-au ridicat oamenii în picioare, s-au rugat pentru ei și urma să se încheie programul. Și eram în spatele unui stâlp, ascuns acolo, mic, 1,64 m, între doi colegi. Unul din stânga plângea, celălalt era speriat de rugăciunile pentecostalilor. Am stat acolo și am făcut o rugăciune și am zis, Doamne, dacă Tu vezi că sunt în biserică, te rog frumos, fă în așa fel încât
să nu plec acasă, până nu mă duc și eu în față, să-mi predau viața în mâinile tale. Păstorul a luat microfonul și a spus, iubiții mei, nu plec acasă. Aici mai sunt suflete care trebuie să vină la Iisus Hristos. Știu că stai acolo și te gândești la ce spune stânga sau ce spune dreapta despre tine. Pe tine trebuie să te interesezi ce spune Iisus Hristos despre tine. Apoi a spus, vino acasă. Când a zis, vino acasă, e o poezie pe care o îndrăgesc foarte mult. Spune așa, mă voi întoarce acasă într-o zi, în țara mea, la casa părintească. Pe drum de cer, prin fum de privegii, apropierea ei să mă sfințească. Mă voi întoarce, auzi, mă voi întoarce, așa o loc, târându-mă în genunchi. Și ultima putere mi-o voi stoarce, vestindu-mi bucuria din rărunc. Și atunci a fost momentul când Dumnezeu m-a chemat să stau în prezența Lui. Și am coborât treptele de acolo, din biserică, cu picioarele ca de plumb, dincolo de emoțiile astea firești pe care le-am avut. Am îngenunchiat în fața oamenilor când și-a pus fratele păstor. Sunt în toate facultățile mentale. Și astăzi sunt angajat, militar și antrenor. Când și-a pus păstorul mâinile peste capul meu, vreau să vă spun că a intrat o putere în mine. O putere care a dat la o parte acuzația care era pe conștiința mea. Știam că este sângele lui Iisus Hristos. Și vedeam cât de valabilă este jertfa Domnului Iisus Hristos. Povara pe care am cărat-o în sufletul meu a fost dată la o parte. M-a cuprins o stare de bucurie, de pozitivism. M-a cuprins bucuria mântuirii. O dragoste pe care n-am experimentat-o nicăieri. M-a ridicat în picioare și m-a întrebat păstorul, te pocăiești? Și a zis, da, mă pocăiesc. Am ieșit afară și am dat cu țigările într-un coș de gunoi și a zis, de azi înainte trăiesc diferit. Pentru că sunt fiu de Dumnezeu și trebuie să trăiesc cu demnitate. Pentru prima dată în 24 de ani am alergat pe străzile din București, fericit, cu lacrimi de fericire în ochi. M-am dus acasă, m-am pus în pat și știam că tot cerul sărbătorește întoarcerea unui fiu risipitor. Mi-am pus ceasul să sune la 6 dimineața. M-am trezit și m-am pus pe genunchi în toaleta hotelului unde stăteam să nu deranjez pe colegul meu. Și eram plin de bucurie și spuneam, Doamne, pune și răsăritul ăsta de soare mai frumos astăzi. Că te-am întâlnit pe tine. Stăteam până la 9 și citeam Scriptura și cântam și mă rugam. Și când ieșeam din cameră, nu mai ieșeam ca altă dată, agresiv. Că în sport îți trebuie puțină agresivitate. Trebuie să fii puțin dur. Când îi vedeam pe ceilalți, mai ales nemții, aplaudau, săreau în sus. Noi veneam ca oile. Noi românii. Așa, speriați la concurs. Și nu prea poți să câștigi cu atitudinea asta la competițiile sportive. Dar trebuie să fim ca oile pe calea credinței. Și Dumnezeu să ne ajute. Atunci am învățat foarte multe lucruri. Am avut câțiva ani în care, 2 ani și jumătate, aproape de 3 ani, a venit un frate proroc, nu știu dacă mai credeți în proroci, sunt proroci bun, Dumnezeu se binecuvinteze. A venit, mi-a dat un bagaj de cărți și mi-a zis, băiete, ia-le, Dumnezeu te va folosi, citește, a avut un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru mine și am stat acolo. Vreau să vă spun că în acei ani pe care am stat acolo, am experimentat foarte mult cu Dumnezeu. Am avut momente spirituale extraordinare. Am avut momente de o satisfacție duhovnicească cum rar întâlnești. Nu-i mai ceream lui Dumnezeu nimic, absolut nimic. Stăteam în prezența Lui și plângeam de bucurie. Spuneam, Doamne, nu vreau nimic decât să stau în prezența Ta. Să ascult acest susur blând al Duhului Sfânt. Mă simt împlinit, sunt fericit, Doamne. Sunt bogat că Te-am cunoscut pe Tine. Nu-mi doream nimic. Am stat acolo câțiva ani, nu m-am dus nicăieri, să spun, pentru că eu când m-am întors la Dumnezeu eram semi-analfabet, pentru că am progresat doar din punct de vedere profesional. La școală îmi plăcea să stau doar în pauze cu gangsterii și să fumez și râdeam de tot ce la. Spuneam, ia uite la ăștia, aș strică viața, aș pierd viața cu cartea în mână. Dar eu nu știam că mi-o pierd eu în spatele școlii. Și au trecut ani și tocilarii sunt doctori, avocați, profesori și gangsterii mei sunt toți în închisori. Cine râde la urmă râde mai bine. Faptul că ați venit în seara asta la biserică, demonstrați că v-a antrenat sufletul pentru momentul când veți sta față în față cu Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Vreau să vă spun și mă apropii de final. În 2007, pe 2 decembrie, trebuia să intru în apa botezului. Joi, în acea săptămână, s-a întâmplat un lucru groaznic la mine acasă. Tatăl meu a avut o ieșire nu prea frumoasă și, în fine, m-a sunat o soră de-a mea și mi-a zis. S-au trezit în mine gânduri împotriva Lui. Eu nu mai vorbeam cu El atunci. I-am iertat pe toți oamenii, pe El n-am putut să-L iert. Și apoi am căzut în genunchi și am zis, Doamne, Tu știi că mi-e greu să-L iubesc după câte lucruri s-au întâmplat. Dar eu m-am pocăit și vreau să fiu un pocăit adevărat. Tu ne-ai spus să ne iubim și vrăjmașii cu atât mai mult părinți. Vreau să-L iubesc pe Tatăl. Pe 2 decembrie am intrat în apă botezului. Pe 3 decembrie am pus mâna pe telefon, bucuros. Și l-am sunat pe tatăl meu. Care mi-a răspuns în felul următor. Ce vrei, mă? Și
Și am zis, tată, în 24 de ani, eu nu ți-am zis niciodată că te iubesc. Iisus Hristos mi-a schimbat viața. Și azi vreau să spun că te iubesc din toată inima mea. Tată, n-am fost o familie pentru că n-am știut să fiu. Dar o să fim de azi înainte, pentru că alături de noi este Dumnezeu. Prima dată când l-am văzut pe tatăl meu, emoționat, plângând, și a spus și tată te iubește. Și mi-a închis telefonul. Atunci mi-am dat seama că singurul lucru și singurul sentiment care ne poate schimba pe noi este dragoste. O dragoste care vine din adevărul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie noi. Azi am cel mai bun tată. Este mândru că fiii lui se întorc la Dumnezeu. Este mândru de noi că alergăm și le spunem oamenilor despre momentele frumoase pe care le trăim. Este omul care la 60 de ani a spus că îi pare rău că n-a fost credincios lui Dumnezeu. Și a cerut iertare mie, mamei mele, ne-am pus pe genunchi și ne-am rugat toți. Vreau să vă spun un lucru. Nu l-am văzut niciodată pe tatăl meu, mergând de mână cu mama mea. Dar după ce s-a întâlnit cu Dumnezeu, m-a sunat o soră de-a mea anul trecut și mi-a zis, Alin, așa minune n-am văzut în viața mea. Tati și mami pe stradă de mână. Avem un Dumnezeu care ne învață și să ne comportăm extraordinar de frumos uneori. Eu consider că într-o relație de căsnicie trebuie să fii și romantic puțin. Vă spun și un lucru așa mai comic. Mie îmi place să mă uit la cer noaptea. Mi-a spus că de mic am fost mai ciudat. Și stăteam în București la etajul 8 cu soția mea undeva în chirie. Și îmi plăcea să ies noaptea și să mă uit la lună, la stele, stăteam și mă bucuram cu Dumnezeu. Și la un moment dat soția mea mi-a zis că eu nu prea sunt romantic, eu tot am mesaje de încurajare, de îmbărbătare, militarie. Și mi-a zis să fiu și eu mai romantic. Și am trezit-o la 3 noaptea și am chemat-o în balcon, la etajul 8. Și a zis, onoroasă, ce s-a întâmplat? Și zic, hai să arăt ceva frumos. Am dus-o în balcon și i-am arătat luna. Când am văzut luna, am zis, oa. S-a dus și s-a pus să doarmă. Sunt și romantic. Dumnezeu ne învață să ne comportăm și frumos. A fost și sunt momente extraordinare. Vreau să vă spun că oamenii au râs. Au scris în ziar, m-a sunat cineva de la un ziar care este cel mai bine vândut din România și mi-a zis, Alin, am aflat o veste despre tine. Ia spune-mi, e adevărat? Spune vestea ca să spun dacă e adevărat sau nu. Am auzit că ai intrat într-o sectă, nu mai mănânci carne de porc și nu te mai uiți la televizor. Vreau să vă spun că azi m-a dus Cristi și am mâncat niște coaste de porc. Extraordinar. Deci mănânc carne de porc, mai uit câteodată la buletinul informativ, la știri sau cum, actualități. Și n-am intrat într-o sectă, am intrat în Biserica Sfinților lui Dumnezeu. Am zis, măi băiatule, nu pot să spun decât că Iisus Hristos mi-a schimbat viața. Și a scris o pagină mare în ziar, gimnastul Alin Jivan s-a pocăit și declarația mea, Iisus Hristos mi-a schimbat viața. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Vreau să mai spun un lucru. Când ne-am pocăit, nu prea am zis, nu vreau să spun multe lucruri pentru că nu cunosc. Am luat Scriptura și am citit foarte mult. Nu exagerez când spun că stăteam 6 ore. Poate uneori stăteam, exageram, dar eram pur și simplu dragostea asta față de cuvânt și de carte a venit doar în momentul în care m-am întâlnit cu Dumnezeu. La un moment dat eram într-un cantonament, am vrut să plec imediat după ce m-am întors la Dumnezeu din Lod, dar Dumnezeu mi-a vorbit și a să rămân acolo că El are un plan măreț. Și am rămas în Lotul Național. La un moment dat, într-un cantonament, au venit 2 colegi la mine. Unul mi-a zis, Alin, vreau să vin și eu cu tine la biserică. Știa foarte bine cum am trăit și mă vedea cum trăiesc, că îmi place cum trăiești, știu că te-ai pocăit, vreau să vin și eu cu tine la biserică. Și un altul a zis, Alin, eu cred că tu ești un om al lui Dumnezeu și că sfaturile tale mă vor ajuta. I-am invitat seara în cameră, au venit la mine, am vorbit cu ei, le-am spus cum am întors eu la Dumnezeu și apoi l-am citat pe Domnul Iisus Hristos din Matei 11, unde spune, veniți la mine toți și întrudiți și împovărați și eu vă voi da o tihnă sufletelor voastre. Erau 3 sportivi în camera acolo. Unul dintre ei era băiatul despre care v-am spus mai devreme că am vrut să se sinucidă. Când a auzit că există un Dumnezeu care oferă o dignă, a lăcrimat, a ieșit afară pe balcon, a venit înapoi și a zis, dă-mă Biblie, că îmi place ce scrie. Vreau să vă spun că în câteva săptămâni m-am trezit că era camera plină de sportivi. Într-o zi am numărat 10. Unul din ei a venit și a zis, eu nu știu să mă rog, nu știi? Pune-te pe genunchi, că o să înveți. Vreau să vă spun că m-am uitat după 2 minute la el. Dumnezeu este viu și este martor la ceea ce vă spun eu acum. M-am uitat după 2 minute la el, plângea în hohote și mărturisea că Iisus Hristos este Domnul. Binecuvântat să fie Dumnezeu. 7 din ei s-au botezat în apă. Oameni care au experimentat umplere cu Duhul Sfânt. Cel care a vrut să se sinucide este coleg cu mine la Institutul Teologic Pentecostal. Și dacă dăm timpul puțin mai în urmă,
Mi-aduc aminte de momentele în care umblam cu cuțit în buzunar printre cei mai periculoși oameni, fără nicio direcție bună în viață, nimeni nu mai îmi dădea nicio șansă. Și uite că Dumnezeu te ia din pulberea pământului și te pune acolo, în binecuvântarea Lui. Și pentru mine nu este binecuvântare mai mare decât să stau în mijlocul vostru să mă bucur cu Dumnezeu. Este cea mai mare mângâiere și cea mai mare fericire a vieții mele. Dumnezeu să fie lăudat. Când a văzut antrenoarea lotului, că s-au întors și ceilalți la Dumnezeu, m-au sunat din federație și mi-au zis, ei convertit. I-am zis, eu nu i-am convertit, eu convertit Dumnezeu. Că e dus în secta aia, tot felul de lucruri. Și vreau să vă spun un lucru. Pe doi dintre ei care au experimentat umplerea cu Duhul Sfânt, într-o zi de luni, soția mea a fost umplută cu Duhul Sfânt. Într-o zi de marți, în aceea săptămână, un coleg de-a meu în camera de hotel, umplut cu Duhul Sfânt. Miercuri, băiatul care a vrut să se sinucidă, umplut cu Duhul Sfânt. Sâmbătă, Dumnezeu ne-a vorbit. Și a zis că va duce vestea pretutinde de felul cum lucrează El cu noi. Luni, antrenoarea i-a dat afară pe cei doi care au fost botezați cu Duhul Sfânt. Că i-a găsit pe genunchi. Când ești botezat cu Duhul Sfânt, nu-ți mai trebuie nimic decât să stai pe genunchi și să te rogi. Și a zis că chiar n-are nevoie de sectanți, eretici, să-i strice și pe ceilalți. I-a dat afară. Și au făcut ședință. Părinți, au dus la preoți să se întoarcă înapoi. La adevărata credință de 2000 de ani apostolicească, sobornicească. Și a făcut ședință. Cu o parte din federație, cu psihologi, antrenori, părinți. A fost un moment destul de greu pentru noi, dar Dumnezeu a fost cu noi. Și acolo Dumnezeu ne-a ajutat să rămânem tari și să mărturisim că El este Domn. Amin. Primul a fost ridicat în picioare, cel care a vrut să se sinucidă. Și i-a zis, măi băiatule, mă, păi am fost în biserică și v-am văzut acolo cum faceți și cum vă rugați, că a fost în biserică antrenoare, să vadă unde se duc elevii ei. Și a fugit în timpul programului cu poșeta în brațe, a crezut că la noi se fură. Și a făcut o cruce și a zis că nu mai intră în viața ei într-o biserică de creștini evanghelici, de sectanță, zis el. N-a vorbit așa cum zis. Și el s-a ridicat plângând și a zis, Doamne, dumneavoastră știți că eu într-o zi am vrut să mă sinucid? Și știți că am încercat să caut ajutor la oameni și că oamenii n-au putut să mă ajute. Și dumneavoastră știți că eu într-o zi m-am întâlnit cu Iisus Hristos și m-a vindecat și sunt bine. Dumneavoastră vreți să mă dați afară. Puteți să mă dați afară. Eu merg cu Iisus Hristos. I-a ridicat pe alți doi în picioare. Un cuplu. Și a zis, ce ați ales mă calea abstinenței? Nu vezi că toți oamenii păcătuiesc. I-au spus, noi ne-am întâlnit cu Dumnezeu și Dumnezeu ne învață cum să trăim. Noi trăim cum zice El. Și pe noi puteți să ne dați afară, noi mergem cu Dumnezeu. Un altul i-a zis, măi, când te-am văzut că plângi în biserică, nu mi-a venit să cred, era nervoasă că de ce plânge în biserică. Și eu zis, tu nu vezi că, să mă scuzați de expresie, numai tu și două babe mai urmesc calea asta. Și el a zis, eu și două babe înainte. Slăvit să fie Dumnezeu. Binecuvântat și onorat să fie numele Lui. Vreau să vă spun că sunt aproape 6 ani. Și am avut momente extraordinar de frumoase. Am avut momente grele, dar în momentele grele am văzut harul și bunătatea lui Dumnezeu revărsată peste viața. Al 7-lea gimnast care s-a întors la Dumnezeu. A avut probleme, părinții n-au fost de acord și au venit părinții la botez. Mama lui l-a cunoscut pe Iisus Hristos acolo. După o lună, mama lui a murit bolnavă, la 48 ani. Colegul meu putea să spună, uite, m-am întors la Dumnezeu și mama mea moare. Nu. Știți ce a zis? Mama mea n-a murit. A plecat la Dumnezeu. Pentru că trebuie să ținem cont de ce vă spune în seara aceasta și de ce spune Duhul Sfânt. În momentul în care Duhul Sfânt te cheamă și Duhul Sfânt nu are mâine decât azi, trebuie să punem piciorul în prag și să spunem da lui Dumnezeu. Că s-ar putea să fim responsabili de viața celorlalți din jur. Colegul meu a înțeles că atunci când te cheamă Dumnezeu spui da, pentru că prin da-ul tău, mama ta nu moare nemântuită. Moare mântuită. Pentru că îl întâlnește și ea pe Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Ultima experiență frumoasă și cu asta închei. Am fost în Suceava la începutul anului. Și un frate a zis, hai mă să te duc la un bătrân de 96 de ani. Dumnezeu nu are bătrân. Are numai tineri. Chiar dacă trupul îmbătrânește, noi suntem tot mai tineri înăuntru nostru. Și am fost la el și s-a uitat insistent la soția mea și i-a zis așa. O să vină o colegă de-a ta la tine, să o iei la biserică cu tine, că Dumnezeu o să-i mântuiască sufletul. I-a spus de 5 ori. Am plecat de acolo, ne-am întors în București și o colegă care nu socializa deloc cu soția mea a venit plângând la ea.
Și a zis, Flori, vreau să stau de vorbă cu tine. Și Flori a zis, ce s-a întâmplat? Într-o seară, stătea cu prietenul ei și erau certați. Și ea a deschis calculatorul și a zis, ia mă să văd unde tot pleacă Florina Jivan. Și a căutat pe YouTube. Și a găsit o cântare, două, trei, și a găsit mărturia. Și prietenul ei care stătea acolo, în cameră, dar departe de ea, erau certați, a venit și el curios. Și vreau să vă spun că după mărturie, amândoi au plâns și l-au întâlnit pe Dumnezeu. De o lună jumate ne întâlnim săptămânal cu ei, vin la biserică și mărturisesc că Iisus Hristos este Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Îl rog pe Dumnezeu ca din seara aceasta să plecăm cu mai multă pasiune pentru cer, cu mai multă dragoste unii față de alții, cu mai mult Duh Sfânt în noi. Să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne umple, să putem să-L mărturisim pe Iisus Hristos cu toată puterea, pentru că El merită să fie lăudat. Nimeni altul nu merită laudă decât Iisus Hristos. Consider că trăim cel mai important moment istoric, momentul în care mirele întârzie să apară din dragoste pentru oameni, ca să câștige cât mai mulți pentru împărăția Lui. Și închei cu lucrul acesta. Într-o zi am fost chemat să fiu ofițer de serviciu. Prima mea zi de ofițer de serviciu la club. Am îmbrăcat haina militară, m-am dus acolo. Nu știam ce să fac, am luat caietul cu atribuțiuni și am învățat. A venit comandantul seara la mine și mi-a zis, Alin, eu la 7 dimineața sunt în club. Am întâlnire cu superiorii mei. Te rog să ai grijă, era zăpadă, viscol. Să dai zăpadă la o parte și toate lucrurile să fie în ordine când mă întorc eu dimineață. Îl respect și îl iubesc pe comandant că și el mă iubește cu mine. Este cel mai bun comandant pământesc pe care l-am întâlnit. Și am zis, sigur, era prima mea zi de serviciu, am ținut soldații treji, știind că dimineață vine comandantul. Iisus Hristos a venit, s-a urcat pe lemnul crucii, ne-a arătat ce trebuie să facem, să ne sacrificăm pentru lumea aceasta. Ne-a învățat că dacă vrem să biruim, trebuie să fim plini de dragostea lui Dumnezeu și plini de Duhul Sfânt. Ne-a lăsat caietul cu atribuțiuni, care este Scriptura, să învățăm și ne-a spus că El va veni curând. Când a venit comandantul dimineață, curtea era curată, eram îmbrăcat frumos, stăteam și l-așteptam bucuros pe comandant. Când am venit, am dat raportul de tot ce s-a întâmplat în unitate, mi-a zâmbit și a plecat mai departe. Când va veni comandantul comandanților, vreau să am haina curățită în sângele lui Iisus Hristos, să am inima liberă și conștiința curată, să pot să stau în prezența lui Dumnezeu și să spun, Doamne, vreau să cad la picioarele Tale, să-ți sărut picioarele pentru tot binele pe care mi l-ai făcut în viața asta, Doamne. Că am fost un copil cu multe depresii și cu multe probleme și Tu m-ai scos de acolo și m-ai făcut fericit. Binecuvântat să fie numele Tău. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.